atât programul de țară, cât și planul de acțiune pe care l-am semnat astăzi, includ trei direcții de acțiune. Prima, o noutate, împărtășirea experienței României în vederea promovării drepturilor copilului dincolo de granițele țării, ceea ce este elementul nou față de planurile de acțiune anterioare. A doua direcție, îmbunătățirea incluziunii sociale a tuturor copiilor, în special a celor din mediul rural, din cadrul familiilor de etnie romă și a comunităților sărace, precum și a copiilor cu dizabilități. Al treilea element, îmbunătățirea capacității autorităților de la nivel central de a elabora, de a aplica și de a evalua politici care favorizează respectarea și realizarea drepturilor copilului, inclusiv întărirea unor parteneriate cheie menite să conducă la creșterea angajamentului național față de copii și față de reformele sociale. Aprobarea prelungirii programelor derulate de reprezentanța UNICEF din România și semnarea actualului plan de acțiune astăzi sunt o dovadă în plus, dacă mai era necesar, a sprijinului ferm pe care Guvernul României îl acordă proiectelor pe care UNICEF le desfășoară în țara noastră. Ne exprimăm speranța că prin actualul program de țară UNICEF va continua să promoveze experiența românească în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului la nivel internațional. Așteptăm de asemenea ca prin noul program de țară să putem contribui împreună la îmbunătățirea incluziunii sociale a tuturor copiilor, dar cu un accent special pe cei provenind din grupuri vulnerabile, precum și la îmbunătățirea condițiilor care favorizează realizarea drepturilor copilului prin întărirea parteneriatelor cheie, menite să conducă la creșterea angajamentului național față de copii și reformele sociale. Over 40% of all children in Romania are still living in poverty or at risk of social exclusion. Approximately 400,000 children remain out of school. And early school leaving increased to 19%. Of those who completed the OECD PISA test, which is all children at the age of 15, 40% do not meet the minimal literacy and numeracy levels. Infant mortality and maternal mortality rates are still double of that of the rest of the EU. Immunization coverages have dropped below acceptable levels. While we continue to face these challenges, opportunities to address them have never been better. There's a strong commitment from the government and other parties to promote children's rights, which is complemented by significant economic progress, the existence of a strong child-focused legal and policy framework, and significant amount of EU structural funds which are allocated to this purpose. This is a novelty, children to participate at such a high-level EU meeting and given the opportunity to speak. An excellent example of how Romania and UNICEF can join forces to promote children's rights